Bună ziua, dragii mei! Astăzi am ca invitat un prieten foarte drag, un prieten pe care, să spunem așa, l-am cunoscut de la grădiniță, deci avem foarte mulți ani de prietenie. E adevărat că viața de multe ori ne-a dus pe drumuri diferite, dar întotdeauna ne-am reîntâlnit și cu mare drag și cu mare plăcere, ca și cum nicio zi nu ne-am fi despărțit. Și profesional ne-am și întâlnit de foarte multe ori. Aș fi vrut să spun despre el că este critic de modă, pentru că avem niște obișnuințe verbale, dar la un gând mai atent, după ce am discutat cu el, am văzut că, așa cum îmi place să vă arăt în fiecare emisiune cuvinte constructive, am căzut de acord să nu spunem critic de modă și, de fapt, ceea ce este invitatul meu de astăzi este analist de modă, pentru că un critic, o critică, criticile în general ori sunt pasive, ori mai rău decât atât distrug, pe când o analiză poate duce la o construcție foarte eficientă și foarte folositoare. Cel mai vechi în această meserie în România, veteran în moda românească, un cunoscător fin al tuturor designerilor de demult și de acum, nimeni altul decât Alin Gălățescu. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Drăguț, chiar ne știm de ceva timp și am tot, ne-am interesat mult. Dar, într-adevăr, starea aia de, ca și cum ne-am văzut ieri, e foarte reală. Adică, am crescut cumva în osmoză atâția ani, cred că suntem cei mai vechi, nu mai știu pe nimeni din perioada aia. Suntem cei mai vechi prieteni, dacă da. E atâția ani. Și mai ales că avem și intersecții în zona asta estetică, de psihologie, de analiza umanului, că până la urmă moda și tot ce ține de conexiunile, de lifestyle până la urmă, că de asta mă ocup mai degrabă, este același teritoriu. Tot are la bază și în centru umanul, psihologie, pentru că dacă n-am înțelege psihologia personajului căruia ne adresăm, nici noi ca și analiză, nici designerii ca și, hai să zicem, cei care dăruiesc creațiile, nici cei care fac muzica, nici cei care pregătesc setup-ul evenimentelor, n-ar înțelege nimic. Deci plecăm de la acest corp comun. De fapt, asta e și diferența între modă și artă, de fapt, nuanța, pentru că eu consider că modă e o artă, da. Este o artă aplicată, în sensul că ai un reper cumva bine definit și acela este umanul, corp uman și psihologia umană, că doar corp nu am face nimic. Exact. Și deci este o latură mai aplicată a unui teritoriu artistic foarte, foarte clar. Da, a trecut ceva timp, mai discutam că fac din 93 asta. Ce e foarte interesant și de ce m-a ținut atât de aproape moda e că, și ce îmi place mie cel mai mult la domeniu, e că se schimbă la fiecare 6 luni. Acum și mai des, cu colecții de cruz, de pre-fall, pre-spring. Adică deja s-a spart anul în extrem de multe schimbări. Și asta e fantastic, pentru că dacă o iei în serios, și iar eu iau foarte în serios, aproape 24 de ore pe zi, când nu dorm, sunt acolo. Trebuie să dansezi cu ea. Trebuie să îi înțelegi nuanțele. Toată lumea zice, da, nu mai sunt schimbări radicale, nu mai sunt... Gândiți-vă că dacă s-ar schimba în fiecare an de vreo 6 ori radical, practic ar fi o epuizare absolută a căutării umane pe zona asta. Adică nu se întâmplă asta nici în pictură, nici în sculptură, nici în dans, nici în ce vrem noi. Nici în fotografie și așa mai departe. Nici măcar în film. Da. Care tot în momentul în care ceva cucerește un teritoriu sau un public, automat începe să se devină mai mainstream, să extindă acest teritoriu. E firesc, e o latură. Altfel, de ce ai doare să cauți? Uh-huh. Ești la în vârf care doar caută? Sigur, sunt niște căutători în fiecare domeniu. Dar nu poți doar să cauți. Trebuie să și construiești ceva. Exact. Altfel, ai pune un pic aici, un pic aici, un pic aici, un pic aici, la un moment dat te-ai trezit că ai o masă de mogâldeți așa în jurul tău și de fapt n-ai construit nimic. Da. Tu ai unele, cred că, din cele mai frumoase postări pe Facebook cu fotografii de modă. Chiar eu mă uit cu plăcere și cred că și telespectatorii le-aș putea recomanda dacă vor să vadă nu neapărat ce se mai întâmplă în modă, ce se mai întâmplă? Pur și simplu... Pentru că au cele mai recente întotdeauna. E adevărat, dar mi se pare mai valoroasă, nu atât faptul că acele imagini
imagini pe care tu le pui în permanență sunt actuale, ci mai valoroase sunt lucrurile pe care tu faci, așa zisa, selecție foarte exact, riguroasă și prezinți lucrurile care sunt cu adevărat de o calitate excepțională. Inclusiv în interiorul bagajului informațional, într-o campanie sau într-un editorial, selectez în ele, ca întotdeauna să căutăm esența a ceea ce transmitem. Sigur că dacă există un număr fix asumat, atunci nu-ți poți permite să intri în construcția respectivului creativ. Dar dacă e doar o zonă estetică sau o zonă de informație, o zonă largă umană, am făcut un exercițiu foarte interesant și care îl continui aproape în fiecare zi la mine pe pagină. Fiecare zi. Adică am deja seriale de genul colecția zilei, campania zilei, personajul zilei. Da. Deci asta înseamnă că în fiecare zi dăruiesc celorlalți bucuria pe care eu o regăsesc acolo. Și am făcut un exercițiu, spuneam, foarte important, și anume să poți să fii sincer 100% ani de zile. Am reușit asta vreo 4-5 ani. Și cred că este secretul succesului tău, sinceritatea. E un exercițiu fantastic. Da. Nu e simplu, pentru că înseamnă foarte multă diplomație, foarte multă subtilitate, foarte multe cunoștințe, pentru că a fi sincer înseamnă, în primul rând, să fii în cunoștință de cauză. Că altfel ești nevoit să improvizezi. În momentul în care ai improvizat, automat sinceritatea s-a dus. Deci sunt niște elemente pe care trebuie să le ai și foarte multă hotărâre, foarte multă decizie, pentru că sunt situații în viață uneori foarte complexe, să zicem, să nu zicem complicate, complexe, care ai nevoie să prinzi exact nuanța lor, astfel încât să poți să-ți menții această linie. Și asta încerc să fac la mine pe pagină, acolo este chiar 100% sincer, și în viață. Și un exercițiu fantastic. Începi să te împaci altfel cu tine și cu lumea, când nu mai ai nevoie de improvizație, nu mai ai nevoie să traduci ceva, nici măcar, nu știu, dacă nu pot să ajung într-un loc, spun exact de ce n-am putut să ajung, îmi asum acea poziție, că probabil e a mea, nu? Adică, ok, am de ajuns într-un anumit context la acea decizie. E firesc să mi-o asum și, bineînțeles, dacă sunt rezultate, dar n-au fost niciodată crize foarte mari, să le și rezolv, bineînțeles, e tot datoria mea. Da. Dar e o cură, e o detoxifiere spirituală mult mai serioasă decât orice fel de vizită în Thailanda și de băut zeamă de aia care să-ți facă stomacul varză, să ai impresia că te curăță, că te simți mult mai nasol decât înainte, dar mai târziu te vei simți bine. Da. Bănuiesc că telespectatorii s-au prins la ce te referi tu. Ai foarte mare dreptate, pentru că spiritualitatea vorbește că baza evoluției spirituale practic pornește de la primele trei chakre, care sunt legătura cu pământul, de-abia după aceea mergem în sfere mai înalte, iar aici, în prima bază în care noi suntem, ne facem școala primară ca să putem trece mai departe, constituie cei trei S, cum se spune așa, adică simplitate, sinceritate și satisfacție. Adică dacă reușești să fii suficient de sincer cu tine însuți și nu poți fi sincer dacă nu simplifici existența ta cu claritate și limpezime, atunci nici nu vin satisfacțiile. Dar satisfacțiile sunt urmarea firească a simplității și sincerității. Cumva asta într-o gamă, hai să zicem, o sinteză absolută. Trăim într-o lume foarte, mult mai complexă decât în momentul în care se căutau sintezele și aveau elemente cumva destul de clare în existență, astfel încât să poată să traseze direcții atât de limpe, să spunem. Hai să zicem, sinceritatea am definit-o și, repet, e un exercițiu pe care oricare dintre noi, dacă l-ar putea face, ar avea niște surprize fantastice. Eu l-am făcut cumva întâmplător, descoperindu-l pe vreo 2-3 ani. Păi da, n-am mai spus nici măcar o virgulă fals sau reconstruit. Da. Și zic, au trecut niște ani. Ok, fantastic. Și de-aia, în momentul ăla, am început să fiu atent la proces. Și e fantastic. Ce spuneai de satisfacție, moda, din punctul meu de vedere, și tot ce ține de ea. Când suntem, uităm acum, de exemplu, am avut niște evenimente. Am un eveniment mare, care se cheamă Gala Van Premier. Este cel mai mare eveniment din România pe zona de fashion. Dar dincolo de asta, am avut câteva ediții care le-am definit ca fiind ale tuturor simțurilor. În sensul că oamenii, când veneau acolo, le-am pregătit elemente, bineînțeles, de protocol, mâncare, băutură, deci simțurile normale. După aceea am creat o aromă
specială a Galei, respective, cu Lamberger, putem să spunem, pentru că e un brand care s-a retras din România, deci cu niște francezi extraordinari, un parfumer extraordinar, deci a venit și zona olfactivă, după aceea, bineînțeles, aveau sunet, că era show de mod, aveau sunet, aveau vizual, aveau și am mers mai departe atât și am făcut și un open backstage pentru cunoscători, adică am deschis ușile în spre spatele, exact, în spatele și nevăzutul, să spunem, show-ului, ceea ce se întâmplă extrem de rar, eu îl fac aproape de fiecare dată la Gala Van Premier, astfel încât oamenii să poată să vină, să atingă, să simtă, să înțeleagă acele creații. Nu doar asta le dă designerilor un plus de obligativitate, un plus de a fi necesar ca acele produse să fie și ele sincere, să fie și ele cu adevărat valoroase. Pentru că, hai să zicem că dacă îl vezi un produs la câțiva metri, el poate să mai ascundă niște mici defecte, că dai o lumină, nu știu ce. Dar în momentul în care omul vine în spate și îl ia, îl întoarce, se uite exact cum e cusut, simte textura, vede dacă valoarea internă a texturii. Deci deja e părtaș cu ultimul simț care în seara respectivă nu ar fi fost prezent. Da. Și e un exercițiu pe care oamenii l-au trăit cu foarte mare mirare pozitivă, în sensul că simțeau că aproape tot corpul lor e acolo, e participativ. Ne mai vorbim de vibrațiile care sunt date de bas, nu știu de ce. Da. Erau efectiv la nivel celular părtașa acelui act artistic. Și a fost foarte interesant. Da. E un exercițiu fantastic și pentru mine, ca să pun împreună atâtea elemente într-o formă coerentă și valoroasă, și pentru cei care au participat acolo, care au trăit ceva ce rar se întâmplă în același eveniment. Sigur, se întâmplă segmentar, dar niciodată, sau rar, nu știu de ce zic rar, eu nu știu, dar rar în același loc. Tu mereu ai făcut lucruri inedite. Aș putea spune că mereu ai accesat domeniul ce nu știm că nu știm și ai descoperit mai mult și mai mult și pentru asta te admir foarte tare și cred că iarăși un alt motiv al succesului tău și al rezistenței tale în timp și al parcurgerii atâtor etape diferite este și această creativitate a ta. Și căutare și descoperire și redescoperirea a multor lucruri. A domeniului. Da. Și a domeniilor, că până la asta sunt domenii conexe. De asta, în mod, e axa centrală. Uh-huh. Dar până la urmă vorbim, cum spuneam, despre lifestyle, care lifestyle înseamnă, de fapt, aderența noastră pe niște criterii pozitive, asta e foarte important, pe niște criterii constructive, iar sunt elemente la care țin foarte mult, și, bineînțeles, pe niște criterii calitative, la existență. Și cred că e singura modalitate în care putem să ne facem existențele mai mult decât trăibile, să spunem, ci să facem ceva cu existențele noastre. Și măcar pentru noi și pentru cei apropiați, dacă nu sigur avem o influență foarte mare, aceste universuri de o complexitate și de o savoare și de un mod de a te face că simți că trăiești unice și pe care cei care reușesc să o facă, chiar dacă în cercul lor de prieteni sau în cercul lor de apropiați sau în cercul lor de pasionați, este extraordinar că pot face. Și mi se pare un sens, o formă a sensului existenței. Iarăși e foarte important să o descoperi pe cea mică, curiozitatea. Mi se pare că dacă nu suntem curioși, ne așezăm în prezentul nostru și îl facem un prezent flasc, un prezent ca un lac care nu era gândit ca un lac. Și care începe să băltească, începe să se autoconsume până când ajunge o mâzgă sau o mlaștină sau niște structuri nu tocmai optime din punct de vedere uman. În timp ce curiozitatea practic te obligă să deschizi uși și chiar dacă nu le deschizi, să le cauți. Pentru că ușile s-ar putea să fie oriunde în jurul nostru, chiar în noi, chiar în gândurile noastre, chiar în cei în jurul nostru pe care ne imaginăm că pot să fie niște uși de cunoaștere, niște uși de împărtășire a experiențelor, niște uși de revelare a unor. Am descoperit niște universuri. Am șansa de a lucra cu foarte multe femei în jurul meu, cred că vreo 90%. Din fericire și copilul meu e tot fetiță, ceea ce e fantastic, pentru că nu prea știu ce să fac cu băieții, recunosc. Cu excepția unor, nu știu, un coniac bun băut cu niște prieteni sau o masă bună luat cu niște cunoscători în ale gastronomiei, poate un meci, whatever, din când în când, așa o dată la câteva luni. Deci am avut șansa de a lucra cu foarte multe femei. Sunt extraordinare.
Adică fiecare femeie, nici nu dăm seama. Eu aproape deja mă uit pe stradă și văd ca la cărți. Nu mai îmi stansez decât în cărți. Am o bibliotecă foarte mare, câteva mii de volume, și care din când în când, cred că o dată la două zile așa, deci nu luna, mă duc și efectiv mângâi cotoarele cărților, știind că am și citit 80% din ea, știind ce universuri fantastice sunt acei 2 centimetri de vizual, în care scrie un nume. Sunt, efectiv, e o senzație fabuloasă. Recunosc că nu m-am adaptat, unul dintre puținele neadaptări la prezent sunt cărțile citite pe tablete sau pe alte. Da. N-am reușit, pentru că iubesc cartea, iubesc... Și încă mai am atât de multe de citit încât nu cred că voi ajunge în viața asta să fiu nevoit. Sigur că da. Poate să fie un curs sau poate să fie un news pe fashion sau un ceva, imagine. Asta sigur că da. Dar cartea, povestea în sine, lumile respective, le iubesc și în actul citirii, paginării, mirosului cărții. Deci la fel cum simt în fiecare acei 2-3 centimetri, 5 centimetri la cărțile mai serioase, ce fabuloase lumi sunt acolo, la fel simt în momentul în care trece pe lângă mine o femeie. Aproape orice femeie. Pentru că fiecare dintre ele ascund, acumulează, trăiesc, sunt un mister absolut și un univers de o asemenea complexitate și de o asemenea bogăție, încât e de fiecare dată când am avut timpul, răgazul și deschiderea să stau de vorbă cu o persoană, aproape orice persoană, repet, orice femeie, au revelat niște căutări, niște vise, niște nevoi, niște spații spirituale, niște căutări interioare, niște curiozități extraordinare pe care, efectiv, a fost o încântare și numai să ascult povestea aia. Poate că persoana respectivă nu m-a mai întâlnit niciodată atunci. Dar persoana respectivă a rămas ca povestea pe care ea o are ascunsă în ea. Că de obicei sunt foarte puțini care caută să descopere poveștile ceva. Sau le iau pur și simplu ca niște povești. Ok. Bate câmpii, vrea să pară. Nu, omul ăla e interesant când ajungi să îți vorbească chiar despre sine. Da. Până la urmă, exercițiul cel mai greu al tuturor este să trăim cu noi 24 de ore în 24. Nu e simplu cu oricare dintre noi. Din vari motive. Cele mai exotice, de obicei. Deci asta e tema cea mai complicată și cea mai complexă, spune chiar și complicat, e un termen negativ. Complexă. Ei, aceste femei, prin acest trai cu sine, ceea ce e și mai complicat decât băieții, în sfârșit mai complicat. Dar dacă îți place, atunci sigur că da. Au ajuns să aibă o complexitate cu mult mai mare decât noi. Da. Și atunci dacă apuci să deschizi acele spații și să se deschidă, la modul cel mai frumos, nu nimic peiorativ sau erotic, sau nici măcar n-ai loc aici erotismul în povestea asta, descoperi niște lumi absolut fascinante. Și eu văd aproape și simt exact aceeași bucurie ca la cărțile de la mine din casă, că sunt peste tot. Wow! Și îmi imaginez ce povești frumoase trec tot timpul în jur. Și în felul ăsta am tot timpul o senzație de bine, că pot accesa oricând o poveste frumoasă, pentru că e în jur, sunt foarte multe. În meseria asta ai nevoie de astfel de trăiri. Cred că oricare dintre noi are nevoie. Cu atât mai mult la mine că trebuie să și nasc ceva. Da. Asta e, mi-am asumat. Pe lângă analiză, fac evenimente, asta înseamnă o geneză complexă, lucrez cu designeri. Designerii, iarăși, nu există, am descoperit surprinzător, după ani de zile de lucru cu zeci de designeri, majoritatea designerilor buni de la noi au avut debutul cu mine, fie în gală, fie în Best Newcomers, un eveniment care l-am dedicat doar tinerilor designeri, fie în Romanian Fashion Week, pe vremuri când făceam, sau Cluj Fashion Week, pe vremuri. Pe vremuri în sensul că s-a întrerupt, de asta zic de pe vremuri. Da. Nu era cu mult timp în urmă. Și îi știu pe... Oricum ești pe majoritatea, clar. Ești chiar din facultate, pentru că tu ai umblat foarte mult prin facultate. Asta e o altă zonă. Nu numai. Am și cumva predat un gen de visiting teacher, ce sunt afară visiting teacher. Aici nu există terminologia respectivă. 2 ani jumate la Cluj și a fost extraordinar. Asta înseamnă că am prins 3 generații
trei sau patru generații, că am intrat în interiorul unui an, deci patru generații. Am avut un an jumate la București, împreună cu doamna profesoară Ioana Avram, la Cluj doamna Baso Stănescu, Elena Baso Stănescu. Fabuloase, niște femei absolut extraordinare și devotate acelei geneze de tine designer din totdeauna. Și mor pe teren acolo, sunt fabuloase amândouă. E, și aici am avut cel mai complex proiect de învățământ de la noi, se chema Una Moda Group. Am prins trei generații, a durat un an jumate și a fost năucitor. Dar dincolo de studenți și de... că îmi place foarte mult căutarea, să simt omul în acel fuleu în care își permite să nu se oblige pe sine să se convingă că e cel mai bun. În momentul în care ai ajuns, deja ai terminat facultatea, ai început să ai așa, începi să, ca să supraviețuiești, începi să te convingi că ești bun, ești foarte bun, ești cel mai bun. Și atunci, în felul ăsta te închizi. Uh-huh. Și contactul cu ceilalți e un pic mai mic. Când ești student, nu prea îți poți permite luxul ăsta și asta e foarte bine. Înseamnă că mai poți să auzi, mai poți să te deschizi, mai poți să primești informație la modul aproape celular. Da. Și Una Moda Group a fost un proiect absolut fantastic. Lucrez cu majoritatea de niciunul nu poți să-i aplici aceeași ecuație. Pe lângă asta, mai că fac ajut designer în colecții, fac campanii de imagine, fac branding, fac o grămadă de chestiuni, descoper fotografi, am un proiect care se cheamă Fashion 10, de descoperirea numai a tinerilor fotografi și am descoperit în primul an 8, în al doilea 9, în al treilea 6. Se chema Fashion 10 în sensul că mi-acordeam o limită în fiecare dată, până în 10. Da. Și de-aia m-am oprit o dată la 8, o dată la 9, după aia la 6. Pentru că am avut o expoziție cu primii 5 și se chema. Fiecare dintre ei este o unicitate. Nici măcar parcursul lor în interiorul sistemului, care teoretic n-au, știi foarte clar, ok, trebuie să faci un showroom, să faci o campanie, când îți faci campanie. Niciunul nu seamănă cu altul. Fiecăruia trebuie să-i descoperi acel sound specific determinat de condițiile lui unice. Da. Și asta e extraordinar. Și asta, practic tot timpul, eu mă învârt între necunoscute, dar într-un mod foarte plăcut, într-un mod în care de fiecare dată s-a desfăcut de necunoscut, ceea ce e interesant. Da, pentru că vin tot felul de surprize sau dacă nu ești generatorul unor lucruri foarte frumoase. Am putea spune că acest cuvânt, creativitate, este cuvântul tău de ordine. Ce înseamnă pentru tine creativitatea? Creativitatea înseamnă geneză, înseamnă, în primul rând, căutare, după aceea așezarea căutării pe niște parametri viabili, asta înseamnă să aibă o zonă de modernitate, să aducă ceva nou, să transmită un mesaj, să aibă o emoție și după aceea să-l pui în operă într-un mod de asemenea, să zicem, optim pentru transmiterea mesajului. Deci, până la urmă, eu cred că cuvântul tuturor ar trebui să fie echilibru. Nimic în univers nu este în dezechilibru, nouă ni se pare, sau suntem pe unul dintre talgere. Asta nu înseamnă că nu sunt totdeauna două. Deci ar trebui să avem tot timpul ideea de echilibru, tot timpul ideea, părerea mea, de curiozitate, de căutare și dacă și reușim să și construim ceva sau să creăm ceva, deja suntem niște norocoși. Cât asta de importantă e creativitatea umană, pentru extrem. Societate? Pentru societate e greu de spus, cu... neintrând în zone politice, nu cred că creativitatea ține de politic. Asta e singurul domeniu care nu ține sigur. Dincolo de asta, e duce mai departe. Deci orice fel de creativ, prin acea căutare, prin acea deselenire a unui teritoriu nou, prin acea reformularea mesajului, reformularea ideii, reformularea ceea ce se știe deja, este cel care este în vârful suliței. O suliță nu poate fi boantă, pentru că atunci nu ar produce decât un efect relativ. Are nevoie de acel vârf, astfel încât să fie o presiune mare pe o suprafață mică, astfel încât impactul să fie maxim. Dacă n-ar fi acel vârf, să nu uităm că pe vremuri își luau o singură piatră. Atât aveau oamenii din epoca de piatră, își alegeau un singur colț care îl puneau și îl legau bine de un lemn, dar acel colț era esențial. Și nu era foarte mic, dar era esențial. La fel sunt acești creativi care merg, duc societatea mai departe, duc oamenii mai departe, duc ideea de uman mai departe, duc ideea de artistic, de frumos, de dramatic, pentru că cu vrem sau nu vrem, în dramatismul din jurul nostru există foarte multe emoții. Sigur că da, tristețe, abandon,
nu știu, teama de supraviețuire și de a nu supraviețui. Trăim într-o lume foarte mobilă, foarte dură pe alocuri. Eu am norocul că domeniul ăsta e dur doar în sensul competitivității, dar e un domeniu al frumosului principial sau al căutării unui mesaj interesant. Că unele acum se lucrează destul de mult cu inesteticul, cu nouă estetică a urâtului, cu nou neo-urban un pic ciudat. Adică sunt zone în care chiar și eu mă mir că de inestetismul lor, dar în acel inestetism există căutare, există ok, dacă toată lumea merge spre zonă de frumos, sunt unii care se întorc cu spatele la chestiunea asta și principial încearcă să descopere în teritoriile rămase nedescoperite, în zona mai puțin estetică. Și există. Să nu uităm că mai ales în orașele mari, există teritorii întregi de o sensibilitate extraordinară, de o dureroasă, sălbatică chiar, animalică, descompusă, de căutare umană la limita supraviețuirii, care însă dau, cum spuneam, în dramatism, dau un filon estetic remarcabil, dau un filon estetic cumva inedit, prin unicitatea celor compoziții, și în felul ăsta sunt o sursă constantă de inspirație pentru, și pentru designer. Mai vorbim de pictor, de compozitor, de tot, pentru toată zona. Ce se vede cel mai simplu în zona de muzică, spunem. Ei reacționează foarte rapid și cu mijloace foarte clare. Da. Atunci acolo le simt. Să nu uităm că dacă ne uităm la clipurile din momentul ăsta, sunt multe decadente, multe, un aparent prost gust, un aparent kitsch, un aparent neo-urban ăsta un pic derutant. Dar asta e zona, e o zonă mustoasă, e o zonă care, în care se sapă, se caută și care dă, iată, și câteva perle. Da, ca să ne ducem la polul opus. Simți că te-a apropiat de Dumnezeu mai mult? Preocupările astea ale tale creative te-au apropiat de zona asta mai spirituală, de divinitate, de credință? Am descoperit niște oameni extraordinari. Am fost la un moment dat, am călătorit până acum câțiva ani, nu am călătorit aproape deloc în țară. După aceea a urmat vreo 3 ani în care am călătorit în demență în țară, în sensul de am stat la un moment dat într-un an 48 de weekenduri din 52. Era wow, dar nu prea am stat nicăieri, probabil din 52 unul am fost răcit, unul eram de Paște și nu știu. Nu, de Paște nu eram sigur că eram plecat. Da. Dar am descoperit foarte multe mănăstiri, foarte multe spații extraordinare. Da. România este plină de spații fabuloase la nivelul spiritual. Am descoperit oameni extraordinari în zona asta. Iar întotdeauna căutarea și căutarea umanului nu te poate separa, nu te poate separa de ideea de spiritual. Omul este inseparabil de spiritual. Miracolul vieții este un miracol spiritual. Da. Nu este un miracol neapărat științific. Sigur că da, știința... Te întrerup puțin pentru că urmează o pauză publicitară, dar subiectul nu-l consider încheiat. Da. Dragii mei, ne revedem în câteva minute. Înainte de pauza publicitară, îl întrebasem pe vechiul meu prieten, analistul de modă, Alin Gălățescu, pentru mulți dintre dumneavoastră poate îl știți cu numele lui întreg, Claudiu Pavelin Gălățescu, dar pentru cei care ne știm de o viață, el este Alin. Și îl întrebasem dacă această preocupare a lui permanentă de creativitate, atât în plan personal cât și în plan profesional, l-a apropiat mai mult de Dumnezeu, l-a apropiat mai mult de o cunoaștere profundă a sinelui. Și acum reiau această întrebare și mergem mai departe. Alin, ce ne spui despre asta? Am descoperit foarte multe locuri spirituale. România este extrem de bogată în puncte spirituale. Nu știu dacă de ordinul Sfinxului sau așa. Poate să fie, poate să nu fie. Dar sunt foarte multe mănăstiri, foarte multe schituri. Am mers cam 3 sferturi din țară, am luat-o cărare cu cărare, până când mergeam pe niște drumege, până când se terminau. Și de foarte multe ori se terminau niște mănăstiri, în niște lăcașe de cult, niște zone de o spiritualitate năucitoare. După aceea, în momentul în care discuți cu oameni, am norocul de a discuta cu oameni foarte bogați sufletește.
de la scriitori, la artiști, la... Nu există în niciunul disociată ideea de om de ideea de spiritualitate. Cred că face parte din acea trăire cu sine în miracolul vieții, în așteptarea morții, dar nu o așteptare pasivă, o așteptare negativă, ci o așteptare în mișcare. O adică întâmpinare. E o cale, e o șansă. Până la urmă, ar trebui să ne bucurăm de fiecare zi pe care o trăim. De fiecare dată când te trezim dimineață, e un miracol. Eu văd asta la fetița mea care are un an și un pic. În fiecare dimineață când se trezește, rămâne în fund așa un pic cheaună, nu știu ce, dar începe să ia contact cu lumea. Se dumirește ce, cum, care sunt elementele, ne vede, începe să râdă, interacționează cu noi. Asta trebuie să facem fiecare și facem mulți dintre noi în fiecare zi. Sigur că da, la nivelul nostru e complexitate, dar cu aceeași luare în stăpânirea unei noi zi fabuloase, prin faptul că există. Depinde de noi să o facem negativă sau să o neutralizăm negativă din ea și să o pozitivăm cât putem de mult, sigur că da, sunt și zile și zile. Dar în principiu ea este tot un miracol. Un miracol, probabil, nu este numai un miracol pozitiv, așa, nu e un miracol bucolic constant. Este un miracol nuanțat. Unele zile sunt miraculoase, poate chiar în duritatea lor. Au fost momente în existență în care, nu știu, când eram puști, când eram îndrăgostit sau când, acum sunt îndrăgostit, acum am o îndrăgostire continuă, așa, ceea ce e o stare fantastică, atunci era o îndrăgostire cu durere, cu despărțiri, cu nu știu ce. Trăiri intense. Și niște apropieri de niște lăcașuri din noi pe care nici măcar ne bănuim că există. Iarăși discutând cu duhovnicul nostru, cum avem un părinte foarte interesant, aproape de București, măcar nu e în București, la care am oficiat și botezul și căsătoria și tot, e un timp extraordinar prin deschidere, dar și prin normalitate. Adică a dovedit foarte clar că nu habotnicismul ne apropie de spiritualitate, ci aducerea spiritualității împreună cu umanul și punerea lor în osmoză, în firesc. În momentul în care noi suntem firești cu acea spiritualitate, înseamnă că e noi. În momentul în care ne scrâșnim, ne străduim să ne spiritualizăm, pentru mine, exemplu, un om știe un domeniu, în momentul în care discută ca și cum ai discutat despre ceva extrem de lejer. Da, el aruncând cu structuri întregi de elemente nuanțate, subtile, bogate în direcții. Și am șansa de a face asta cu, cum spuneam, cu scriitori, cu oameni de marketing, surprinzător, stai la masă și îți povestește de o nonșalanță niște structuri de o complexitate extraordinară. Dar o spune la un pahar, la o cafea, la un... asta înseamnă că știe, asta înseamnă că face parte din el. La fel e și spiritualitatea. Nu trebuie să mă duc într-un bordei care cândva a fost o grotă a unui sfânt, a unui pusnic și doar în momentul ăla să încep să-ți povestesc cum simt eu apropierea de spiritualitate în tot cadrul ăla. E ca și cum ar face o butaforie, chiar dacă, sigur că da, locul respectiv, sunt convins că ai încărcat energetic, sigur că da. Nu în sensul de sfidare a locului, ci în sensul că am nevoie de întreagă chestie ca să pot să povestesc. Nu, putem să povestim oricând, oriunde, și pe stradă, dacă ne oprim. Am putea să discutăm de ea dacă ne într-adevăr firească. Dar călătoriile în afara țării ți-au adus o apropiere mai mare de spiritualitate? Nu, te-au inspirat să fii mai creativ? De creația, dar de spiritualitate nu. Spiritualitatea o simt cumva românească. Românească nu în sensul că sfinții români sau doar mănăstirile române. De exemplu, în Paris, unul dintre locurile care mă simt cel mai bine sunt catedrale. Care sunt catedrale catolice romane, multe că sunt foarte vechi, dar în care sălășluiește spiritul. Și până esteticul respectiv, până acustică, prin grație, prin spațialitate, prin poveștile de acolo, în momentul în care am pășit în ea, am ieșit dintr-un real banalizat cumva într-un real foarte dens, un real foarte, foarte
hiperbolic, în care totul capătă acustica unei săli de concerte doar în pașii tăi prin biserica respectivă. Și asta nu înseamnă decât o scufundare în sine, o întâlnire cu acel sine care îl ținem discret undeva în noi. Eu nu cred în cei care fac paradă de spiritualitatea asta. E la fel ca și în într-o meserie sau când ești un meseriaș, nu înveți să faci paradă de ceea ce știi. Știi și asta e suficient. Și ești. Ești suficient. Exact, corect. Da. Ești, deci nu ai nevoie să bravezi. Da. Ești. Cine se întreabă asupra asta, problema lui. Da. A, dacă ești pus într-un context, trebuie să-ți arăți exact ceea ce știi. Dar nu trebuie să exagerezi cu nimic. La fel, în primul rând, spiritualitatea, care e o chestiune, după părerea mea, foarte intimă și personală. Da. Revenim la călătorii. Nu, călătoriile pentru mine nu au fost, cu excepția acestor sigur zone, Sagrada Familia, Barcelona, e un oraș care țin foarte mult. După București, la un moment dat, pe când mergeam foarte mult la Comisia Europeană, știam foarte bine Bruxelles-ul, mi-e încă simpatic, mi-e drag, dar Barcelona e oraș de suflet și, bineînțeles, Paris, unde mă duc de două ori pe an, orașul, la show-urile de Pret-a-Porter, deja intru acum în al 15-lea, sunt singurul în România care face nebunia asta și uneori ajung și până la 50 de show-uri, peste cei mai mult au fost 57, într-un singur sezon, deci asta înseamnă 8 zile, sunt multe zile. Și ca efort, și ca energie. Ești extenuat. Începe la 8 dimineața, se dă la 12 seara, mănânci, dacă ai cum să mănânci, pentru că mergi dintr-un show în altul și e o nebunie. Iar atenția este maximă, pentru că tu ai de spus mai departe după aceea. Pe de o parte, pe de altă parte mai fac și fotografii acolo și trebuie să înțeleg, cum spuneam, acea noutate specifică. Și am șansa de a mă duce la repetiție, am șansa de a merge în backstage, am șansa de a vedea designerii la lucru, am șansa de a vedea art directorilor la lucru, care teoretic sunt parametrii mei de referință. Da. Am șansa unei discuții asupra muzicii, asupra accesoriilor, asupra proiectelor de lumini. Sunt nesfârșite elemente care vin peste mine again and again and again și sunt chiar la sursă. Da. Adică am fost 3 ani, de exemplu, Paris și Milano. Uh-huh. Am fost 3 ani Londra și Paris. Uh-huh. Și restul de 8 sau cât am mai rămas, 9, am fost doar la Paris, pentru că după ce guști Parisul, celelalte ți se par, Milano era prea comercial și prea PC, prea nu știu ce, adică, și plus nu-mi place orașul. Uh-huh. Iar Londra, e ciudat când orașul este un oraș de anvergură, un oraș de lideri, iar moda acolo e o modă temătoare, o modă de mai degrabă de young designers, de gen, e ca o grădiniță, ca o creșă, ca și cum aici noi îi pregătim și vi dăm vouă ăla. Cam așa, sunteți o metropolă gigant care aveți tot ce ține de marketing, de design, de aur, adică sunt totuși piețele esențiale. Da, dar personalitatea oamenilor totuși este cu totul diferită în zona de fashion. Și aici am renunțat, am mers pe Paris. Da. Ce aș vrea acum, Alin, să dai telespectatorilor noștri un exercițiu de creativitate, așa cum este bunul nostru obicei, dragii mei, să aflăm de la fiecare invitat câte un exercițiu concret, astfel încât voi acasă să puteți deveni mai creativi și să vedem cum Alin Gălățescu, analistul de mod Alin Gălățescu, ne învață astăzi, ne sugerează astăzi să ne antrenăm acasă. Vorbind de orașele astea de suflet, un oraș îți devine apropiat în momentul în care, eu îi spun, devine subiectiv. Subiectiv în sensul că aproape nu-l mai simți ca și elemente înconjurătoare, ci deja ai traseele tale, ai restaurantele tale, ai oamenii tăi, ai zonele în care te vei simți întotdeauna bine și aproape treci prin el punctând acele zone ale tale. Asta înseamnă că orașul a devenit subiectiv, a intrat în tine. Pentru mine, să zicem că a fi început să-mi spun Bruxelles la un moment dat, dar acum ne mai mergând de mulți ani, n-aș mai putea spune că înainte știam scurtături, aveam toate elementele mele. Dar Barcelona și Parisul, în momentul ăsta, mergând foarte des, îmi sunt foarte apropiat. Bineînțeles și că cel mai apropiat subiective. Este și foarte deja subiectiv. Da. A fel se întâmplă cu Bucureștiul. Eu sunt convins că pentru fiecare dintre telespectatori, orașul în care trăiesc le-a devenit prin natura
genezei, o natură a existențelor, le-a devenit subiectiv. Adică au traselor, au oamenilor, au restaurantelor, au monumentele pe care nu le mai văd, nu le mai simt. Da. Eu fac un exercițiu foarte interesant des. Și asta poate fi interesant și pentru ei. Mă întreb, pentru că am prieteni care vin de afară, care vin din țară și care îmi zic, ok, sunt în București. Eu deja nu mai văd București. București pentru mine, m-am născut aici. București pentru mine sunt traseele mele. Uneori conduc și dacă trebuie să mă duc în altă parte, să-mi spun tot timpul, atenție, te duci în altă parte aia. Da. Pentru că am traseele mele care nu automat. Deci mă duce mașina singură, nici măcar nu. Da. Deci nu mai văd București. Am norocul că venind foarte mulți prieteni de afară, trebuie să le arăt București. Și mă întreb, ok, ce are București? Unde pot să-i duc? Ce aș putea să le arăt? Cu ce pot să-i surprind pozitiv? Asta ar putea fi exercițiul fiecăruia dintre noi. Cum ar arăta dacă ar deveni un gen de ghid pentru cineva care vine din exteriorul orașului lor, indiferent care e orașul? Ce le-ar arăta? Ce are specific? Ce are interesant? Sau zona? De exemplu, poate că orașul e mic și e industrial, dar sunt convins că în zona respectivă sunt niște păduri, sunt niște mănăstiri, sunt niște poate foste castele, poate niște povești interesante. Asta ar fi interesant ca fiecare dintre ei să-și se întrebe în zona lor, fie oraș dacă e mare, fie zonă dacă e un oraș cel mai mic, ce le-ar arăta sau ce mi-ar arăta mie. Cum mi-ar prezenta ei zona? Cred că ar fi interesant și ar descoperi că trăiesc în zone mult mai interesante decât și-ar imagina ei acum. Da. Ce aș mai adăuga la exercițiul acesta, de cele mai multe ori când le arătăm altora, uneori, e adevărat, nu întotdeauna, ne concentrăm mai mult pe felul în care acei oameni se uită la lucrurile pe care noi le arătăm, cu care noi ne mândrim și le prezentăm celorlalți, și mai puțin la lucrurile în sine. Și atunci poate ar fi interesant sau exercițiul ar putea deveni mai interesant încât la un moment dat să ne gândim că noi înșine suntem turiști în orașul în care trăim și atunci să ne uităm la casa de vis-a-vis, la nu știu ce muzeu sau loc mai interesant în orașul în care fiecare trăiește cu ochii de turist. Și sunt convinsă, cel puțin mie mi s-a întâmplat asta, să trec pe Ana Ipătescu în București, să aflu despre Ana Ipătescu că este o stradă care are cele mai bine conservate case de Art Nouveau, ca stil Art Nouveau din Europa, ceea ce nu știam, și când am aflat asta, zic, hai să o iau pe Ana Ipătescu și să merg drept înainte, până la Piața Victoriei, da, cum, da, așa, și să, deci între Piața Romană pentru bucureșteni și Piața Victoriei, și am luat-o așa pas cu pas și m-am uitat dintr-o dată cu alți ochi, cu ochi de turist, la fiecare casă în parte, la detalii, la capiteluri în cazul anumitor case, la decorațiuni, la statuete, la... Asta ține un pic și de informare. Da, da. Pentru că informarea ți-a schimbat perspectiva. Exact, asupra. Da. Dar eu asta, ce spui, eram oricum, mă puneam în locul lor. Da. Deci oricum eram cu ochi de turist. Tu așa okay, ai fi făcut, ce... da. Ce mi-ar place mie la Ateneu sau ce mi-ar place mie dacă aș vedea Casa Poporului. Când zicem Casa Poporului e foarte mișto în spate. Totdeauna vă zice de față. Spatele la care acum e sigur că da, distrus cumva de monstrul ăla de catedrală, dar spatele era o poveste. Se intra pe la MNAC-ul acolo, MNAC-ul cu discurile, cu lifturile alea exterioare, extraordinare. MNAC-ul, Muzeul Național de Artă Contemporană. Da, pentru cine public, unde am făcut 5 ediții de gala avant-premier, ceea ce este fabulos, pentru că cei de afară au fost șocați, pentru că muzeele rar lasă elemente care cumva nu le consideră mai plebee, mai de lifestyle în interiorul lor, dar deja afară moda este reconfirmată ca și artă, pentru că sunt muzee de modă, sunt expoziții constante de modă, sunt expoziții permanente de modă, deci deja este e o dovadă extrem de clară că moda este artă. Iar asta, privirea, una dintre bucuriile mele cele mai mari, și asta din adolescență, era să mă plimb pe străzile din București. Acum, cu cea mică, o pun în ham și una dintre plăcerile, tot așa, cele mai mari, e să mergem pe stradă. Ei îi place că ne plimbăm, admiră, adoarme de obicei la mine în brațe, dar merg pe fiecare străduce, țin în zona centrului, am ras fiecare străduță, fiecare casă și sunt șocat, de exemplu, am intrat în muzeul Aman,
sau în fel de fel de chiar în zone private, da, în curți, în chestii de genul ăsta, mai mari și în care puteam să-mi permit să le cer voie. Și erau surprinși cum mă plimbam cu cel mic și îi arătam și povesteam și așa, în muzee sau așa, care sunt case memoriale sau chestii de genul ăsta. Da. Și avem foarte multe și foarte interesante. Apropo de ce spuneai tu de fosta Ana Ipătescu. Bucureștiul e foarte interesant în interiorul lui, deci în detalii. Exact, poate da. Nu e un oraș și n-a avut timp să crească în grandoare sau a fost amputat de atâția zeci de ani de comunism în grandoarea celor de afară, dar a reușit să-și conserve acea minunăție în miniatură pe care ar fi fantastic să o descopere fiecare, măcar fiecare bucureștean, dacă nu fiecare român. Da. Deci iată, exercițiul de astăzi sugerat de invitatul nostru este să fiți turiști în orașul vostru, să vă imaginați dacă ar fi să fiți ghizi pentru prieteni sau oameni care vin pentru prima dată în orașul dumneavoastră. Da, ce le-ați arăta? Ce le-ați arăta și plimbați-vă ca și cum ați fi acest ghid, minunându-vă, efectiv minunându-mă, aș vrea să insist pe cuvântul acesta, minunându-vă de frumusețile și lucrurile frumoase în cele mai mici detalii care vă apar în fața ochilor. Sunt multe și țin de noi să vedem complexitatea și frumusețea a ceea ce e în jurul nostru și iarăși totul e, am descoperit că totul e autoproiecție. Dacă ne proiectăm pe noi ca fi niște oameni mici, oameni neinteresanți, oameni, riscăm să devenim asta. Da. Trebuie să vrei mult ca în cel mai rău caz să obții mai puțin decât acel mult. Dacă vrei puțin, vei obține acel puțin și s-a terminat. Pentru că și vei avea cel mult acel puțin. Deci trebuie să-ți dorești. Știi cum se spune, frumusețea este în ochii celui care privește. Și atunci ce-ar fi chiar ca atunci când ne uităm în oglindă, să ne uităm tot. Asta la voi merge mai bine. Și la bărbați. La mine mai simplu, nu, așa. Nu. Și la bărbați, pentru că nu întotdeauna vorbim de frumusețea exterioară. Și nu numai, dar până la urmă, trebuie să fii cu tine, ok. Da. Să fii ok. Acel să fii okay, împăcat, să te accepți. Contează foarte mult să te accepți, să te vezi cumva cât mai aproape iubești de corect. Da. Apropo okay de lucrul acesta, o să fac anul acesta mi-am propus să fac foarte multe, pentru că ai vorbit despre călătorii, mi-am adus aminte să fac foarte multe călătorii creative, adică cu temă. Am făcut deja anul trecut, anul acesta vreau să mai fac în continuare, am făcut și un program, l-am afișat pe pagina mea, pe pagina emisiunii. Și ce înseamnă călătorii creative? Călătorii creative înseamnă ceva în care ne întâlnim și în afară de turism sau de distracție, facem exerciții creative. Tot felul, sunt foarte multe exerciții, telespectatorii deja știu, pentru că la fiecare emisiune avem câte un invitat, așa cum e și tu, care ne dă o soluție de creativitate, de exercițiu creativ, da? Și ce mi-am propus anul acesta, am o prietenă, un coach în Germania, doamna Mihalic, pe care am invitat-o să vină și care este coaching prin fotografie și tema ei este să ne îndrăgostim sau să ne reîndrăgostim de noi înșine prin fotografie. Și va fi o tabără... Fotografia de portret sau fotografia ceea ce nu, ne conjoară? Nu, a noastră de portret. No. Ea va fi cea care, că este și fotograf și coach. În toate zilele acestea în care stăm undeva la munte, într-un loc foarte frumos, vom face exerciții de creativitate și pe rând participanții se vor sustrage într-o ședință de coaching și fotografie cu această doamnă coach-fotograf și fiecare va pleca cu o ședință foto și cu o fotografie foarte frumoasă în care chiar ei înșiși își vor face o ramă foarte creativă și rezultatul firesc al acestei ieșiri la munte creative va fi că ne vom reîndrăgosti de noi înșine. Și ăsta este doar un model de creativitate. Dar eventual puteți să faceți la sfârșit și o expoziție. Da, de ce pentru nu? Urmă, și să invităm... Să nu uităm că au fost mari expoziții de pe aceste direcții noi, de no make-up sau de portrete dramatice sau de portrete happy sau de... Da. Ce spui tu? Este o reflectare a sinelui prin ochii privitorului respectiv. Da. Și ar putea să stea foarte bine într-o expoziție, cu atât mai mult că vorbim despre creativitate și la restul. Eu cunosc bine pe Alina Mihalic pentru că ea a trăit în România, a lucrat foarte mult cu Castel Film și acum s-a retras în Germania, s-a căsătorit acolo. E și româncă? E româncă, da. Ah, ok. Și
a făcut foarte mult coaching. Blondă? Nu, este brunetă. Brunetă cu o căprui și cred că dacă faci un efort de memorie, ți-aduce aminte, pentru că la prima prezentare a lui Adrian Oianu, ea m-a ajutat atunci să, deci atunci, sigur, să organizăm. Dacă nu-ți făcea, memorie, da, foarte bună. Da, dar avea alt nume, bineînțeles, Mihalic, da, este numele de căsătorie. De-aia am zis că Alina, da, și Alina, da, care e la Paris. Da. Și care, nu, tot așa este... era fotograf și tot, da, a fost la Oianu, da, dacă vorbim de Adrian. Da. Și acest coaching prin fotografie te ajută să te uiți, apropo de ce vorbeam noi, în oglindă sau în cameră și după aceea la fotografie, deci la tine, să te vezi dintr-o dată altfel decât te-ai uitat până acum. Eu cu am alți surpriză asta radio, am făcut, da, foarte mulți ani radio și am și fondat radio-uri, ziare, mă, de-a lungul timpului. Nu știu câți au experiența propriei voci înregistrate. Da. Și... ești altfel, ești cu altceva. Când am auzit prima oară, zic, ok, cine e persoana asta? Și de fapt ești chiar tu. Pentru că noi ne percepem prin vibrațiile palatinului. Da. Și atunci capul deja perturbă foarte mult din sound. Ai practic un sound dublu. Odată ce auzi din exterior și în altă dată ce-ți vibrează din interior. Ai ca și mai avea un bas în interior. Da. Și atunci sunetul e totalmente diferit de ceea ce aud ceilalți în vocile noastre. Mă bucur că ai spus că asta va fi altă temă de creativă pe care o să o abordăm, pentru că e foarte interesant. Video, care e, da, video, pe unii iubește camera, vezi, alții nu iubește camera. Da. Și de ce se întâmplă chestiunea asta? Că sunt oameni care așa în viața de zi cu zi, în mișcarea lor constantă, da, sunt interesanți. În momentul în care ai luat doar o felie din ei, de brusc devin, da, neinteresant. Sau e, da, o felie pe format video, iarăși lucrurile se încheagă cumva. Nu mai sunt atât de prezență și energetică și, da, când ești lângă celălalt fizic. Așa, acolo nu ești cumva sintetizat. E, sinteza aia pe unii ajută, pe alții distrug. Adică sunt foarte mulți care arată fantastic în viața zi cu zi. E pus la televizor, sunt arată banali, oarecare, cam ca toți ceilalți. Da. Zice că te iubești. Important sau nu e să conștientizăm cel mai bine, adică indiferent dacă ne iubește sau să nu ne iubește camera, dacă ajungem din acest, da, video care să... pentru oameni de televiziune și oameni de modeling, da, de fashion, sunt importante. Dar e un mijloc de creștere, pentru că dacă facem acest exercițiu și conștientizăm exact ce face ca acea cameră să nu ne iubească, nu ne putem corecta și putem crește și în felul acesta. E important, e autoproiecția. Da. Asta e una dintre marile probleme ale femeilor, mai ales. Au o autodeliziune profundă. Nu știu de unde vine. Din contactul cu ceilalți, din vulnerabilitățile, așa cum vulnerabilitățile respective duc la o complexitate mult mai mare decât a bărbaților, cred că aduc cu ele și acest balast de autodeliziune, da, care încetinește, pur și simplu te autodistrugi, nici n-apucă ceilalți să te atași, te simți mult mai, într-un fel, mult mai ciudat, mult mai, da, când tu de fapt ești mult mai valoroasă. Adică am văzut cele mai bizare obsesii, de la degetul mic, de la picior, era un model extraordinar, care era obsedată, care în deget mic, foarte nasol și îi marca toată existența. Dumnezeu, da, de câte ori vedeți voi câte degete mici al oamenilor din jurul vostru ați dus vreodată în viața, da, voastră? Da. Poate, nu, cel care te iubește și nu cred că se uită la degetul mic, dacă se uite nasol, înseamnă, da, că ai te problem. Iubește, poate și iubește totuși, și degetul mic, poate, ca să încheiem într-o notă, da, pozitivă. Deci e mult mai, mult mai, ești mult, da, mai mult de atât. Da. Și totuși, da, totuși era obsedată și sunt altele cu fel de fel de, adică, da, inventivitatea feminină la nivelul autodeliziunii este, și dacă ar reuși să scape de această chestie, apropo de ce spui tu de ar coaching, crește extraordinar, ar crește fantastic, da, ar zbura pe lângă noi, sunteți, da, mai interesante, mai complexe, mai bogate, da, mai capacitate la detalii, poate perspectiva e singura chestie pe care eu cel puțin am descoperit, da, că dragii mei, l-am avut astăzi invitat pe criticul, mai corect spus, analistul de modă Alin Gălățescu. Mulțumesc, care vorbește absolut extraordinar, ați văzut, și sper să mai vină la noi în emisiune să dezbatem tot pe tema subiecte, creativității. Are o activitate absolut impresionantă, am spicuit extraordinar de puțin din ceea ce face el, dar am vrut neapărat să insistăm puțin pe acest subiect al creativității, dar aș vrea ca o dată ulterioară să intrăm în amănuntul
în adâncul exprimării sale artistice și să venim chiar cu niște fotografii din activitatea lui profesională. Sunt la mine, ce puțin la mine pe pagină, sunt mii de fotografii și multe, foarte multe, chiar în zona mea directă. Da. Și alte sunt din zone pe care le fac selecții și fac selecții astea în fiecare zi, sunt scufundată. Mulțumesc foarte Alin. Mult și sper să ne revedem cât de curând. Mulțumim, dragii mei! Într-o emisiune anterioară am început un subiect foarte drag mie și am povestit câteva lucruri despre limba română, cu speranța ca și voi, cei de acasă, să vă îndrăgostiți sau reîndrăgostiți de cuvintele românești. Iar justificarea pentru această invitație a mea către dumneavoastră este pentru că aceste cuvinte din limba română sunt extraordinar de puternice. Sunt cuvinte care vindecă, sunt cuvinte care construiesc. Construiesc ce? Ceea ce vă propuneți. Am să reamintesc pentru cine nu s-a uitat la emisiunea în care am vorbit despre limba română, aș vrea să menționez trei aspecte foarte importante. Odată, cuvintele românești sunt cuvinte foarte sonore și am să dedic o rubrică, un cuvânt pe săptămână, doar acestui subiect. Pe de altă parte, cuvintele românești sunt alcătuite din părți care reprezintă ceva foarte important pentru noi, adică sunt cuvinte pe care deja le-am integrat, le-am asimilat și înseamnă ceva pentru un român. Și al treilea aspect foarte important este că acele părți din care este constituit un cuvânt românesc sunt generatoare de imagini, adică mintea creează imediat o imagine corespunzătoare acelui cuvânt sau acelei părți din cuvânt. Și cu toate aceste trei aspecte, este foarte ușor sau mai ușor să ajungi la materializare, adică să ajungi să pui un gând în practică, să ajungi ca un gând care se creează în mintea ta să înceapă să atragă o emoție foarte puternică a inimii, iar acea emoție atrage la rândul ei anumite întâmplări în realitatea noastră care ușor, ușor, una legată de alta, la un moment dat ajung ca acea dorință noastră să se împlinească. Am dat în acea emisiune doar un singur exemplu și de această dată aș vrea să vin cu mai multe astfel de comparații de cuvinte din limba română și cuvinte împrumutate. Noi avem foarte multe cuvinte împrumutate. Din limba engleză acum este absolut foarte la modă sunt concepte care efectiv nu au traducere în limba română și atunci este nevoie de acele cuvinte în limba engleză. Și ar fi chiar ciudat, adică efectiv traducerea lor ar suna cam bizar ca să folosesc un cuvânt împrumutat. Haideți să vedem concret. A aplica la o facultate. Eu sau un viitor student aplică la o facultate. A aplica este un cuvânt împrumutat din limba franceză și noi în românește am spune mai pe sufletul nostru să mă exprim așa, mă înscriu la o facultate. Și acum haideți să vedem cele trei aspecte de care am vorbit. A aplica, în momentul când un român spune a aplica, vizualizează că aplică ceva. Adică e ca și cum lipesc ceva peste ceva. Ca și cum, de exemplu, lipesc un timbru pe o scrisoare. Aplic un timbru pe acea scrisoare. Ceea ce înseamnă că acel timbru rămâne pe suprafața plicului. Da? Dar dacă folosesc cuvântul românesc corespunzător cuvântului de origine franceză și zic mă înscriu la facultate, ne uităm întâi la partea componentă. Mă înscriu, adică sunt deja scrisă înăuntru. Sunt scrisă înăuntru. Nu mai sunt pe suprafața facultății, sunt chiar în interiorul facultății. Adică faptul că acest cuvânt este făcut din două părți componente, scris și în, de la înăuntru, în interior, atunci mintea mea vizualizează cu mult mai multă ușurință că eu deja mă aflu deja în interiorul acelei facultăți. Da? Alt exemplu să luăm. E foarte acum la modă, toată lumea spune sunt focusat, m-am focusat.
luat foarte mult de la știri, de la partea asta de media, de jurnalism, dar noi avem un alt cuvânt mult, mult, mult mai bun decât acesta luat din limba engleză. Și spunem, mă concentrez. Da? A mă concentra, iarăși, este făcut din două părți, con și centru. Și imediat, pentru că sunt două cuvinte distincte cu care românul, să spunem, este deja obișnuit, con, deja văd forma geometrică, care este ca un vârf de săgeată, și centru, direct în centru. Și atunci când mă concentrez, mintea mea vizualizează reprezentarea ideii de concentrare, pentru că vede două obiecte clare în minte, con și centru, mă concentrez. Și atunci, cu mai multă ușurință, dacă eu am la obiectivele mele de viață să mă concentrez din ce în ce mai bine, voi reuși mai ușor să mă concentrez din ce în ce mai bine, decât dacă, de exemplu, spun mă focusez din ce în ce mai bine. Pentru că a mă focusa nu are nicio... mintea nu-l recunoaște. Mintea nu creează nicio imagine pentru acest nou cuvânt introdus în limba română. Să mai luăm un exemplu și este suficient pentru astăzi, dar vom mai continua și în alte rubrici un cuvânt pe săptămână. Ești patetic, uite, spune-mi cuiva, ești patetic. Patetic. Patetic este clar, iarăși, un cuvânt împrumutat din limba franceză. Dar dacă aș spune cuiva, ești jalnic, nu că v-aș recomanda să spuneți asta cuiva, dar uitați jalnic, cât este de sonor. Este absolut evident că vine de la cuvântul jale, pentru care toată lumea are o semnificație foarte clară. Și atunci se creează și o imagine în mintea noastră despre ceea ce înseamnă jale. Deja parcă vedem niște lacrimi curgând. Deci v-am dat câteva exemple de cuvinte astăzi, în care să reprezinte pentru dumneavoastră argumente în plus, cum că cuvintele din limba română, prin caracteristicile lor, sonoritate, conținut și putere de vizualizare, sunt foarte, foarte utile în a ne manifesta în realitate dorințele care se nasc în gândurile noastre. Vă mulțumesc!